con oh no unboxing. Abbiamo comprato delle corticelle de per elefant. Non am prins așa eroare, dar tot mi-am cumpărat câteva cărticele pentru că am avut și eu voce. Hai să începem pentru că aveam venit de la școală și am văzut coletul și sunt foarte încântată. Se desface destul de ușor. Așa, mai am puțin. Gata. Și se văd cărțile! Prima carte, care este Rubinul din fum, de Philip Pullman. Mi-am dorit-o foarte mult. Are și un semn de carte cu al doilea volum, Umbra din Nord, și altă carte. Și este foarte frumoasă. Așa arată cu supracopertă și așa arată fără ea. Cred că o voi ține fără supracopertă. Sunt foarte îngândată și mi-am dorit-o foarte mult. Și apoi, celălalt lucru foarte important dinăuntru este book-setul cu toate cărțile Harry Potter în engleză. Vai, mi le-am dorit așa de mult. Sunt într-o ediție, cred că pentru adulți nu știu, dar doar pe aceasta am găsit-o. Și a fost 200 de lei, dar am avut un voucher și a fost atunci 190. Și apoi am o revistă la elefant și factura. Și vă voi spune fix cât au costat. Ca aceasta a fost cu reducere 178 și rubinul din fum 14 lei cu reducere. Hai să o desfacem. Aici scrie, atenție, set. Este un activist lipit. Of. Încerc să desfac din țiplă. Mi-am dorit atât de mult acest set. Mai de mult știu că a fost și cu 140 în set și n-am profitat de acea reducere și mi l-am luat acum. Sunt aici, în sfârșit. Sunt foarte frumoase și vi le voi prezenta pe fiecare. Așa. Avem primul volum. Încerc să scot. Așa. Așa. Harry Potter and the Philosopher's Stone. Este foarte frumoasă. Are un scris micuț. Nu pot să zic că este mare, dar nici mic. Și aici este foarte frumos. Are o imagine cu expresul de Hogwarts. Wow, deci este superbă. Apoi avem următoarea carte. Harry Potter and the Chamber of Secrets. Aici avem același desen de pe copertă, dar în alt desen, în altă culoare și aici chiar și un desen foarte frumos. Vai, sunt atât de frumoase! Volumul 3, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Deci îmi place așa de mult cum este aici. Așa. Apoi avem Harry Potter and the Goblet of Fire. Vai, ăsta e scris un pic mai mare, pentru că este deja destul de groasă și o să-i pocnesc cotorul în curând, pentru că este așa groasă. Vai, în engleză are 636 de pagini, iar în română 718. Harry Potter and the Order of Phoenix. Aceasta o am doar într-un format PDF, scos la imprimantă. Are 766 de pagini. Vai, este foarte, foarte frumoasă. Și apoi deja se mai subțiază. Harry Potter and the Half-Blood Prince. Așa, are 607 pagini. Și ultima, Harry Potter and the Deathly Hallows. Am văzut filmele la toate și mi-au plăcut la nebunie. Așa, asta are tot 607 pagini. Și vin într-o cutiuță foarte, foarte frumoasă. Uitați, are modele cam din toate cărțile. Așa. Și acesta a fost acest mic, mare unboxing. Sper că v-a plăcut videoul meu și nu uitați să vă abonați la canalul meu. Pupicii spagacitit! Pa!